numele dumneavoastră? Camelia Bala. Viorel Cârcu. Un salut pentru interlocutorul dumneavoastră. Bună, Viorel! Bună, Camelia! Numele facultății și al departamentului la care predați, interesele de cercetare și pasiunile dumneavoastră. Lucrez la Facultatea de Chimie, Departamentul de Chimie Analitică și Chimie Fizică și domeniul meu de cercetare reprezintă senzori și biosenzori. Pasiune, în primul rând, aș putea să spun că e fotografia. Facultatea de Chimie, Departamentul de Chimie Anorganică, Organică, Biochimie și Cataliză. Domeniul meu de interes de cercetare îl reprezintă cristalele lichide, o fascinantă formă de organizare a materiei. Ca pasiune aș putea să spun că mi-ar plăcea să fac mai multe scufundări, dar în ape puțin adânci. Un motiv pentru care ați ales să fiți profesor. Pentru mine meseria aceasta de cadru didactic, de profesor, înseamnă formare de oameni. Pe mine m-a atras în primul rând interacțiunea aceasta cu studenții și posibilitatea de a le călăuzi pașii pe acest lung drum al cunoașterii. E un proces greoi, anevoios, dar plin de recompense. Un moment din cariera dumneavoastră care v-a făcut să simțiți că sunteți în locul potrivit. Da, 2011, când împreună cu un proiect finanțat de Guvernul Japoniei, am reușit să construiesc un laborator pentru controlul calității produselor. Am primit tot ceea ce aveam nevoie de la Universitatea din București și atunci m-am simțit că aici voi rămâne până la sfârșitul carierei. Eu aș putea să menționez aici două motive. Primul ar fi acela când dotarea cu echipamente a laboratoarelor noastre ne-a permis să desfășurăm experimente la care nici nu visam cu ani în urmă. Momentul în care am primit un mesaj de mulțumire de la studenții noștri. De ce recomandați viitorilor studenți orașul București? Centru cultural, universități care prezintă excelență nu numai în România, cât și la nivel european. Și identificarea cu colegi din domenii diferite care îți vor permite să relaționezi mult mai târziu. Pentru mine, București este orașul care este capabil să ofere câte ceva fiecăruia. Mie mi-a oferit familie și împlinire profesională. Descrieți, într-un cuvânt, Universitatea din București. Excelență în educație și în cercetare. Aș opta aici pentru tradiție. Universitatea din București este o comunitate de oameni ambițioși și pasionați de ceea ce fac. Cum ați descrie, într-un cuvânt, facultatea dumneavoastră? Cercetare, pasiune, meserie. Aș putea spune că Facultatea de Chimie este o aventură fascinantă, la capătul căreia tinerii absolvenți capătă aripi. Enumerați câteva abilități necesare pentru a studia la facultatea unde predați dumneavoastră. Pasiune, dorința de a învăța și de a avea o meserie care îți permite să lucrezi în orice domeniu, nu numai în chimie. Eu aș opta pentru curiozitate, dorința de a depune efort și, până la urmă, și pasiunea cu care te dedici acestui proces de învățare. Ce vă doriți de la studenții dumneavoastră? Etică. Aș repeta aici dorința de a învăța mai mult, curiozitatea în realizarea de experimente și urmarea drumului pe care au început încă din anul întâi. Eu mi-aș dori de la studenți să nu renunțe ușor, să fie plin de speranță. La sfârșit îi așteaptă o recompensă uriașă. Transmiteți un mesaj pentru viitorii studenți ai Universității din București. Nu abandonați și faceți în viață ceea ce vă place și încercați ca învățarea să fie o bucurie pentru voi, astfel încât drumul pe care îl veți urma să reprezinte o noutate și nu o povară. Eu le pot spune, veniți cu încredere la Facultatea de Chimie, noi vă așteptăm cu drag.